Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 22 și 25 de minute, HBO 2 prezintă filmul de acțiune Hercules The Thracian Wars, cu Dwayne Johnson și Ian McShane. Omul și legenda Hercule conduce un grup de mercenari ca să pună capăt unui război civil din Tracia și ca să dea înapoi tronul regelui de drept. Un suflet torturat de la naștere, Hercule are forța unui zeu, dar simte suferințele unui om. În această reinterpretare a regizorului Brett Ratner, a legendei unuia dintre cei mai mari eroi din istorie, personaje inimaginabile vor testa puterile mitice ale lui Hercule. AXN prezintă de la ora 22:45 filmul Drive, avându-l în rolul principal pe Ryan Gosling. Acesta este un pilot al șoselelor din Los Angeles, având o viață dublă. Cascador în timpul zilei, dar și cel mai căutat pilot pentru a ajuta tâlharii să scape din orice încurcătură pe timpul nopții. Când pilotul se îndrăgostește de vecina lui Irene, lucrurile iese sub control și Ryan realizează că trebuie să lupte pentru femeia pe care o iubește. Remember this? No. Any dreams you have or plans? De la ora 22:45 pe ProTV puteți urmări filmul Wall Street Money Never Sleeps. Pelicula este o poveste despre bani făcuți cu orice preț și oameni care ar face orice ca să poată pătrunde în cel mai exclusivist club de bogăție și putere. În același timp, spune povestea încercărilor disperate ale unui bărbat de a se apropia din nou de fiica sa, o legătură amenințată și de eforturile la fel de mari de a fi reprimit în lumea pe care a lăsat-o în urmă. It's fatal, Mr. Moore. So much you don't know, Jacob. They took my life, and when I got out, who's waiting for me? Nobody! This is not about the money. This is about you and me. It's about doing the right thing. It's about the game. Jake, I did warn you. It's easy to get in. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu YOLO pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!